Cel Sfânt prin Duh. Amin. Și păzând de Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Precuvioși părinți, precucenice părinte, fiii mei duhovnicești, iubiți credincioși. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de nemărginite învățături în predica de astăzi. Vom vorbi despre puterea rugăciunii făcută cu credință de mai mulți. Căci precum când se aprind mai multe lumânări într-o cameră întunecată, mai mare lumină se face și precum când se adună mai mulți cărbuni la un loc, mai multă căldură dau, așa și credința mai multora, mai mare trecere are înaintea lui Dumnezeu. Acest adevăr se vede din multe mărturii ale Sfintei Scripturi, dar și din învățătura Sfintei Evanghelie ce s-a citit astăzi. Să luăm de pildă cuvântul pe care l-a zis Domnul. Și văzând pe Iisus credința lor, a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Vedeți, frați și surori, că nu a zis Domnul văzând credința slăbănogului. Și a lor, adică acela care purtau cu credință pe parte cel slăbănog, neputincios. Cu adevărat, dacă cei patru care purtau pe slăbănog nu ar fi avut mare credință, nu ar fi făcut atâta osteneală cu cel bolnav ca să-l aducă în fața Mântuitorului. Că cei văzând mare mulțime de oameni care înconjurau pe Mântuitorul neputând să străbată cu slăbănogul până în fața Domnului, au aflat alt chip de apropiat de Hristos. Au descoperit casa unde era Domnul și a coborât patul cu bolnavul, cu mare greutate, o steneală, reușind să-l așeze în fața Mântuitorului, având mare credință că dacă îl va vedea Hristos, va face milă cu el și îl va vindeca de boala lui, de neputința lui. După credința lor tare neîndoielnică, au dobit cele ce așteptau. Căci văzând Mântuitorul nostru cel preasfânt, milostiv credința și osteneala lor, a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Apoi a zis, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat sănătos. Luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât era tot uimit, slăbeau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri nu am văzut niciodată. Vedeți, frați și surori, minune prea slăbită, făcută de Domnul pentru credința lor. Adică a slăbănogului și a celor ce-l purtau pe el. Dar oare numai atunci a făcut Mântuitorul minuni prea slăbite pentru credința celor mulți? Nu, cu adevărat nu. Domnul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este același din veac până la sfârșitul veacurilor. Prea bun, milosiv, prea îndurat, față de toți care cred în El într-adevăr. Când vedem zilnic mii de mii de creștini care și astăzi aleargă la Domnul cu credință, cu inimă zdrobită, fără îndoială, și îndată cunosc mila ajutorului în toate nevoile necazurilor lor. Zice Preasfântul Duh un psalm, mântui-va Domnul sub de robilor săi și nu vor greși toți care nădăjesc pe dânsul. Cine ar putea să spună sau să scrie câte nenumărate minuni face prea-nduratul Dumnezeu cu tot cel ce iubesc pe El și aleargă la dânsul cu credință neîndoielnică, dar și statornică. Noi stând aici, în slujba binecădincioșilor creștini, vedem, auzim de la mulți, mulțimea pentru binefacere primite de la Dumnezeu. Unii mulțumește că prin slujbele făcute la Sfânta Biserică s-a făcut sănătos de boala de care suferea, altul mulțumește Dumnezeu că a reușit copilul la școală,
altul că a reușit la servici sau în căsătorie, altul că l-a izbăvit Dumnezeu de pagube, de vrăjmași, știuți, neștiuți, și de primejdea care l-a amenințat. Același prea bun, prea adorat Mântuitor care a vindecat pe slăbănogul din Sfânta Evanghelie de astăzi, prin credința lui a celor care îl purtau, același face minune nenumărate cu toți bunii credincioși, care aleargă la el cu credință dreaptă, rugăciune fervinte, dar și statornică. Iar în ce fel credința unor ajută altora, de atâtea ori am auzit în Sfânta Evanghelie cu femeia cananeană, cu sluga sultașului, cu fiul vădului de Naim, cu mulți alții de care nu este locul aici ai pomeni. Citiți în Faptele Sfinților Apostoli și veți vedea cât de mare și de mult poate rugăciunea celor mulți care se roagă în biserică pentru cei care sunt în primejde. Vedem că Marele Apostol Petru, pentru mărturisirea adevărului, a fost prins, legat, dus în temniță, unde era păzit de 4 străji cu cât de 4 ostași. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea rugăciune încetat pentru el de către biserică. Și iată îngerul l-a deșteptat zicând, scoală-te de grab, și lanțurile a căzut de pe mâini. Și a zis îngerul către el, încinge-te, încalță-te cu sandalele și el a făcut așa. Și a zis, îmbracă-te, vină după mine. Și ieșind mergând după înger, dar nu știa că fapta îngerului este adevărată, ci se părea o vedenie. Trecând de straja întâi, a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate și poarta s-a deschis singură. Ieșind, a trecut o uliță și îndată îngerul Domnului s-a depărtat de el. Iar Petru, venindu-și în sine, a zis, acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scos din mâna lui Irod, din toată așteptarea poporului iudeilor. Ați auzit, iubiți credincioși, ce mare, prea slăvită minune a făcut prea bunul Dumnezeu cu Apostolul Petru. Dar pentru ce? Pentru că mulțimea credincioșilor în biserică făceau neîncetat rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Așadar să ținem minte că unde sunt doi sau trei credincioși în numele Domnului adunați, este El cu noi, între ei, între noi. Și cu atât mai mult Hristos este acolo unde sunt mai mulți credincioși care se roagă pentru Cel ce este în primejde sau are vreo cerere către Dumnezeu. Nicăieri nu se pot ruga creștinii mai mulți la o lată ca în Sfânta Biserică, în Biserica Mamă Ortodoxă, unde rugăciunile lor, ale preoților, se unesc și ca tămâia se înalță la Dumnezeu, de unde le vine tuturor mila, ajutor celor ce au nevoie de mila lui Dumnezeu. Acolo preotul mijlocește în Sfântul Altar către Dumnezeu pentru toți binecredincioșii creștini de pretutindeni. Cele mai importante rugăciuni comune care se fac în bisericile noastre pentru credincioși sunt mai ales două. Sfânta Liturghie, taina Sfântului Maslu, cele mai puternice slujbe. Oare câte minuni s-a făcut și se fac astăzi prin Sfânta Liturghie? În timpul ei, mai ales în sărbători, se adună cei mai mulți credincioși. Astfel, rugăciunile lor comune, săvârșite cu multă credință, se unesc cu rugăciunile preoților din Sfintele Altare și contribuie cel mai mult în împlinirea cerurilor lor. Rugăciunile cu credință ale preoților unite cu ale credincioșilor săvârșesc cea mai mare minune ce are loc pe pământ de la Hristos până astăzi. Această minune negrăită este prefacerea pâinii și vinului în trupul sângele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, fără Sfânta Liturghie, nu avem Sfânta Împărtășanie, iar fără aceasta nu ne putem uni cu Hristos. Nu putem fi iertați și deci mântuiți, că zice Domnul, de nu veți mânca trupul meu și de nu veți putea bea sângele meu, nu veți avea viață între voi. Vedeți cât de mare este puterea și rolul Sfintei Liturghii, iubiți credincioși.
Vedeți că Sfânta Liturghie este a noastră și stă la temelia mântuirii noastre. Pentru că ne ține direct și permanent în legătură cu Hristos, cu Sfinții din Cer, cu oamenii de pe Pământ. Altă minune a Sfintei Liturghii, ca rod al credinței, a rugăciunii în comun, este că ea contribuie cel mai mult, pe lângă celelalte slujbe, la păstrarea credinței ortodoxe în lume. Ce s-ar întâmpla cu credința noastră dacă n-am face o vie lucrătoare și mântuitoare prin Sfânta Liturghie? Numai de aceea unii creștini se duc la secte, pentru că numele regulat la Sfânta Liturghie nu simt puterea ei. Tot Sfânta Liturghie, ca o cunună a celor șapte laude, contribuie mult la unitatea, la împăcarea, la apropierea, împrățirea creștinilor ortodoși, ca fii ai Bisericii lui Hristos. De-a lungul celor două milenii, singura biserică și slujbele făcute de sfinte, în Sfintele Lăcașuri au adunat pe creștini în jurul preoților, altarilor, i-au unit pe rugăciune în aceeași credință, le-a vindecat bolile, i-a dezlegat de păcate prin spovedanie, i-a unit cu Hristos pe rugăciune, Sfintele Taine, i-a călăuzit în viața pe calea mântuirii prin învățătura Sfintei Evangheliei. Prin slujbe, prin cărțile de cult, prin Sfânta Liturghie, prin predică, prin cântarea în comun, Biserica Ortodoxă a păstrat, pe lângă unitatea de credință și de simțire, unitatea limbii, a culturii religioase vechi și a întregii tradiții ortodoxe milenare. Ori toate acestea le considerăm minuni, roduri ale credinței, rugăciuni celor mulți. Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Biserica face rugăciuni și scoate părticele, miride, pentru adormiți, iar pentru puterea Jertfei lui Hristos izbăvește din ea multe suflete a celor morți. Oare nu ne rugăm cu toții la biserică pentru cei adormiți ai noștri împreună cu preoțele, cântăm veșnica pomenire și zicem Dumnezeu să ierte? Numai Dumnezeu știe câte suflete sunt scoase din chinul iadului prin jertfa liturgică, prin parastase ca rod al harului preoției și a rugăciunii comune. Iată, deci, că rugându-ne împreună cu preoții la biserică, contribuim la minunea iertării izbăvirii din iad a multor suflete ale fraților noștri care au murit nepregătiți. Vedem, iubiți credincioși, câte minuni se săvârșesc la Sfânta Liturghie ca rezultat a rugăciunii în comun. De aceea, mare plată de la Dumnezeu o cei care merg regulat la Sfânta Biserică și se roagă pentru ei, pentru bolnavi, pentru binefăcători și răufăcători. Că vai de noi dacă uităm în viața noastră de binefăcătorii noștri. Pentru cei care sunt răposați, mai ales pentru ei, că sunt celor ce au murit nepregătiți, așteaptă slobozire din osânda iadului prin rugăciunea bisericii ale noastre. Alte minuni ale credinței, rugăciuni creștinilor în comun se fac prin taina Sfântului Maslu. Aceasta este cea mai puternică rugăciune și slujbă a Bisericii Ortodoxe pentru cei bolnavi. De aceea creștinii sunt datori să ceară această taină de la preoți. Ori de câte ori au bolnavi în familie, să fie prezenți la Sfântul Maslu, cât mai mulți dintre ei. Pentru că rugăciunea credinței va tămări pe cei bolnavi și de vor fi făcut păcate grele. Mulți dintre dumneavoastră cred că ați văzut bolnavi vindecați sau din parte ușurați prin taina Sfântului Maslu, prin Îngerea cu Îngerii Sfințiți. Alții ați mers poate la Sfintele, pe la Sfintele Moaște, pe la Sfinte Icoane miraculoase din țara noastră, precum și aici, în Sfânta noastră Mănăstire. Ați auzit și văzut bolnavi tămăduiți, vindecați în chip miraculos, prin rugăciunea celor din jur, citite de către preotul slujitor, prin post și rugăciune. Iată doar câteva de minune săvârșite la biserică, prin puterea credinței, rugăciunile celor mulți. Au trecut cu ajutorul Dumnezeu, iubiți credincioși, două săptămâni din
Sfântul Marele Post al Paștelui. Să ne cercetăm acum cunoștințe și să ne întrebăm, ne-am împăcat oare cu oamenii noștri prin iertare cu Dumnezeu? Poate să fie oare vreunul în timpul Sfintei Duhie astăzi care n-a iertat pe cineva, ferdoamne. Ferească Dumnezeu să existe astăzi și în postul Paștelui încă cineva care nu poate ierta pe semenii lui. Și cum poți să apropii de scaunul de spovedanie, de Sfintele Taine care sunt foc care arde mistuitor. Am mers oare mai des la Sfânta Liturghie, în Duminii Sărbători? Ne-am învrednicit să primim trupul sângele cu vrednicia lui Hristos? Am postit de mâncare, de dulce, de mânie, de veție, de tot păcatul de când am intrat în Sfântul Post. Cel mai greu păcat strigător la cer, cel care bea în postul mare și în postul. Am mai răspuns, vă dam în fața lui Dumnezeu. Am făcut milostenie oare la săraci? Facem milostenie după puterea noastră? Suntem hotărâți să postim, să ne rugăm lui Dumnezeu până la Sfintele Paști? Avem grijă de cei dragi adormiți din neamul nostru? Ne rugăm pentru iertarea păcatului lor? Cei care ați făcut acestea, continuați să vă rugați, mergeți la Sfânta Biserică și vă vindecați slăbănogirea sufletului pe rugăciune, prin milostenie, pocăință. Iar cei care n-ați făcut nimic pentru suflet în aceste zile sfinte de pocăință, nu amânați, frați și surori. Începeți de astăzi a lucra mântuirea dumneavoastră până încă avem timp. Iubiți credincioși, vă amintesc că astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Mitropolitul Tesalonicului, în secolul al XIV-lea, ca Sfânt și dascăl rugăciunii. El a fost dascăl, lucrător, apărător al neîncetate rugăciunii al Hristos. Cereți-i ajutorul și urmați după putere pe urme rugăciunii Lui. Le vom face așa, vom avea mult folos sufletesc din toate. Vom trece curgerea postului cu lucrarea duhovnicească și ne vom îmbrănici de slăvita învierii a lui Hristos Dumnezeu în vecii vecilor. Amin!